Așa cum vă spuneam, sucul și-a făcut efectul. Se pare că Andrei a exagerat și am văzut și pe doamna Laura că s-a dus către el. El are paharul cu suc acolo în spate și am văzut pe doamna Laura că s-a dus la el și a spus să nu mai consume suc. Apoi am văzut pe Miruna cu Inga venind afară, s-au îmbrățișat, s-au strâns în brațe, cred că s-au împăcat după discuțiile Ingăi cu Cosmin. Dar, din păcate, așa cum vă spuneam, când sucul își face efectul foarte greu, mai scos la capăt. L-am văzut pe Andrei dansând cu Adina, nu face ceva în mod special, doar că nu mai vorbește cu Inga. Uitați aici, venea Inga cu Miruna de afară, s-au îmbrățișat foarte puternic, probabil că s-au iertat de toate și aici Andrei, vă spuneam că este vibe-ul lui așa, pentru că, na, unde e mult suc, e greu.